say Jesus died crying. Se spune că Iisus a murit plângând. You could say Jesus died of a broken heart. Alții pot spune că Iisus a murit din cauza inimii frânte. Those words were still warm on his cracked lips. My God, why have you forsaken me? Cuvintele acestea erau încă calde pe buzele lui crăpate. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Isn't the essence of the Christian life to answer that one nail sharp question? Oare nu toate întrebările din viața noastră creștină încearcă să răspundă la aceasta? God, why have you abandoned me? Doamne, de ce m-ai părăsit? Over our farm table, up in the gable at home in Canada. În Canada, la ferma de acasă, din casa noastră. There's this framed canvas of 1,000 little broken squares of color. Există un tablou cu o multitudine de culori. And in the semi-abstract painting, there's no tidy pattern, just light and dark patches of color, all bleeding into the subtle suggestion of Jesus hanging on the cross. Sunt doar niște pete de culoare, nu este nimic concret, nimic conturat, ci doar niște pete de culoare care au impresia că au fost aruncate pe acel tablou, dar care formează imaginea lui Iisus atârnând pe cruce. And he's begging, God, why have you abandoned me? Un Iisus care îl imploră pe Dumnezeu, Doamne, să-i răspundă la întrebarea, Doamne, de ce m-ai părăsit? And looking up at the painting, privind la acea imagine, I keep thinking, we can feel abandoned or we can abandon ourselves to God. Continuăm să mă gândesc și să-mi spun, mă pot simți abandonată, ori... Oh, sorry. Okay. We can feel abandoned or we can abandon ourselves to God. Sau ne putem, sau mă pot, am altă variantă, să mă las abandonat în mâna lui Dumnezeu. We can trust our changing feelings or trust in the unchanging love of God alone. Ne putem încrede în propriile sentimente sau ne putem încrede în Dumnezeul care nu se schimbă. We can live bitter or we can live as his beloved. Putem trăi în amărăciune sau putem trăi ca prea iubite ale lui. Jesus perfectly understands your heartbreaking sorrow and stands heartbroken with you in it. Iisus îți înțelege perfect necazul și poate să stea alături de tine în situațiile grele din viața ta. And if God allows something, suffering, it must be to allow something he loves even more than he hates the suffering. Și dacă Dumnezeu îngăduie suferința în viața ta, înseamnă că El vrea să îngăduie în viața ta ceva care întrece această suferință. Sometimes God allows what we don't, what he can hardly stand to allow what we don't understand. Uneori Dumnezeu îngăduie lucruri pe care el nu le suportă, nu le suferă poate, pentru a realiza în noi ceva ce nu putem înțelege la un moment dat. It's like we said last night, in every one happening, Christ is happening to do a million other things. Într-un singur lucru care se petrece în viața noastră, așa cum spuneam ieri, Dumnezeu poate realiza, de fapt, o multitudine de alte lucruri. And this is the rock bottom truth, what Scripture says. Este de fapt un adevăr, cel pe care îl subliniază Scriptura. Blessed are those who mourn. Blessed, lucky are those who cry. Ferice de cei care suferă, de cei care gem, de cei care plâng. Blessed are those who mourn, who are sad, who are broken, who feel the loss of what they love. Care sunt frânți, care simt această pierdere a lucrurilor pe care le iubesc. Because they will be held by the one who loves them. Pentru că într-o zi vor fi îmbrățișați de cel care iubește. The truth is, you can feel numb and still be held. Adevărul este că poți să te simți amorțită și totuși în același timp să simți brațele lui în jurul tău. You can feel nothing and still be carried. Și totuși, chiar dacă nu simți nimic, poți fi sigură că ești purtat pe brațele lui. And that was me on the morning of my 40th birthday. Eram așa cum spuneam, în dimineața în care am împlinit 40 zile, în care am împlinit 40 de ani. Heartbroken over my friend Elizabeth. Eram sfâșiată de durere din cauza prietenei mele Elizabeth.
And feeling kind of numb and burying my head under the pillow. Mă simțeam așa de amorțită și mi-am îngropat capul în pernă. And I reached for the pen on my nightstand and drew a cross on my wrist. Am întins mâna pe noptieră, spre noptieră am luat pixul și mi-am desenat crucea pe încheietura mâinii. Right over the scars of where I used to cut. Chiar deasupra cicatricii care au rămas în urma tăieturilor pe care mi le făceam în adolescență. And I lay there looking at the cross on my wrist. Am rămas așa întins în pat și mi-am privit încheietura. And thought, maybe it isn't just only air that's keeping us alive. And thought, what? There's a cross that's helping you breathe, reminding you, reforming you, and remaking you. Și m-am gândit atunci că nu aerul este cel care mă ține în viață. Ceea ce mă ține în viață este această cruce care mă modelează, care continuă să o fac în fiecare zi. And I lay there in bed and I make my one hand reach out, the one with the penned cross, make that hand reach out and turn on the light. Cu acea mână pe care îmi desenasem crucea, am întins-o și am aprins lumina. The way you always find the light in the dark is make your hands reach out. Felul în care găsești întotdeauna lumină în întuneric este prin mâna pe care o întinzi. Become cruciform, become like a cross with the arms stretched out, transform. Când întinzi mâna, aceasta capătă acea formă orizontală a lemnului crucii. So that's what we do on my birthday. We grab a pie at the bakery and we drop it off at the doctor's office to thank him for catching all the babies. Și ce am făcut în acea dimineață? Ne-am dus la magazin, am cumpărat un tort. We head to the local coffee shop and we pay for a line of coffees all behind us. Ne-am dus la o cafenea și am cumpărat cafea. Am făcut cinste tuturor celor care se aflau cu noi acolo în cafenea. We grab a dozen donuts and deliver it to the fine folks at the town office. Ne-am dus și am cumpărat gogoși și le-am dus celor aflați în poziții din administrative din oraș. And there's this moment that I catch my reflection in one of the shop windows. Și la un moment dat am trecut prin fața unei vitrine și mi-am văzut imaginea în geam, în fereastră. And I smile and think, learning the art of living is learning the art of giving. Și am zâmbit la imaginea mea din vitrină și am spus că a învăța arta de a trăi înseamnă a învăța arta de a dărui. I could have stayed in bed with my head under the pillow. Puteam să rămân în acea zi în pat întinsă cu capul sub pernă. Or I can let the cross transform me, cruciform, and stretch out my arms. Sau puteam alege ca această cruce să capete forma mâinii mele întinse către cei din jur. For God so loved the world that he gave. Căci Domnul atât de mult a iubit lumea încât a dat. Is there any more powerful word than giving? Oare există un cuvânt mai puternic decât a dărui? Thanksgiving? Mulțumirea? Forgiving? Okay. N-aud cu căștile. N-aud decât pe ea. Okay. Yes. Caregiving. Dăruirea de grijă. Life-giving. Dăruirea de viață. Everything that matters in living comes down to giving. Tot ceea ce contează în viață se termină cu a dărui. The theologian Charles Spurgeon says, giving is true having. Spurgeon spunea că a dărui înseamnă a avea, a dobândi cu adevărat. So, for a full month, every day at our dinner table, we read this scripture as a family. Timp de o lună, la masă, seara, când ne adunam împreună, am citit un singur verset. After every meal, we read Isaiah 58. După fiecare masă, citeam Isaia 48. And in the Message translation, it reads... În traducere spune așa, Isaia 58, în traducere spune așa... What I'm interested in seeing you do is... sharing your food with the hungry. Lucrul care mă interesează este ca tu să-ți împarți hrana cu cei flămânzi. Inviting the homeless poor into your homes. Să inviți pe cei săraci și fără adăpost în casa ta. Putting clothes on the shivering ill-clad. Să îmbraci pe unul care tremură de frig. Being available to your own families. Să te faci disponibilă celor din familia ta.
And the reason God says be available to your own family is this. Și motivul pentru care Iisus îți spune fă-te disponibilă celor din familia ta este următorul. Everyone in need is part of your family. Fiecare om aflat în nevoie este parte din familia ta. And then it reads, do this and the lights will turn on. Și apoi se spune mai departe, fă asta și lumina ta nu se va stinge. And your lives will turn around at once. Iar viața ta se va schimba cu totul dintr-o dată. Your righteousness will pave your way. Neprihănirea va pava calea înaintea ta. The God of glory will secure your passage. Dumnezeul slavei îți va asigura trecere liberă. God will answer. Dumnezeu îți va răspunde. You will call out for help and I will say, here I am. Vei striga și mă vei chema după ajutor și eu voi spune, aici sunt. God is most glorified in us. Dumnezeu este glorificat în noi. When we are most enjoying him, cel mai mult atunci când noi ne bucurăm în el, and giving others the joy of him, și când dăm celor de lângă noi bucuria din el. When we live broken and given like bread, când trăim frânte și dăruindu-ne precum pâinea, we give it forward. Noi nu facem altceva decât să o transmitem mai departe. We give the grace that we have been given, we give that grace forward to someone else. Harul pe care noi l-am primit îl dăm altora la rândul nostru. Because we have been given the gift of Jesus and 1,000 endless gifts, we now get to become a gift to someone else. Pentru că noi am primit darul lui Iisus și al celor 1,000 de daruri, acum suntem în stare să dăm aceste daruri și celor din jurul nostru. Luke 6:38 says, give away your life. Luca 6 cu 38 spune așa. You'll find life given back. Cine își dăruiește viața, o va găsi. But not merely given back, but given back with bonus and blessing. Dar nu va primi doar viața pe care a dăruit-o, ci o va primi împreună cu bonusuri și binecuvântări. Giving, not getting, is the way. A dărui și nu a obține, a primi, aceasta este calea. And I give a box of chocolates to the nurses up on the pediatric floor of the hospital. M-am dus la asistentele de la secția de pediatrie a spitalului din oraș și le-am dus o cutie cu ciocolată. And I turn to my farmer husband and I say this. Și m-am dus la soțul meu, fermierul, și am spus. We were made for this. Living broken and given like bread. Pentru asta am fost făcuți, să trăim în frângere și să fim oferiți ca o pâine frântă. C.S. Lewis said, every Christian is to become a little Christ. C.S. Lewis spunea că fiecare creștin trebuie să devină un mic Hristos. It is even doubtful, you know, whether the whole universe was created for any other purpose. De fapt, nu este sigur dacă întreg universul a fost creat pentru alt scop decât acesta. We exist to be little Christs. Noi existăm pentru a fi mici Hristoși. Not little ladder climbers. Nu mici cățărători pe scara socială. Not little control freaks. Nu mici și obsedați de a deține controlul. Not little convenience dwellers. Nu mici locuitori în zona de confort. Simply little giving Christs. Ci mici Hristoși care se dăruiesc. Shaped and formed like a cross, cruciform. Formați, modelați în forma unei cruci. So this is my challenge to you this weekend, to let God take your brokenness and make it into abundance. Asta este provocarea mea în acest weekend. Să lăsați ca Dumnezeu să ia frângerea voastră și să o transforme în abundență, în belșug. So one, pick up a pen every day and write down three things you're grateful for. De aceea vă încurajez, în fiecare zi, luați un pix și scrieți pe hârtie trei.